Vom avea sau nu vom avea o nouă piață la Hale? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun aproape cu resemnare ploieștenii. În acest moment, totul este blocat. Viceprimarul George Pană exprimându-și nemulțumirea față de tărăgânarea proiectului. Situația de la Hale se poate rezolva mult mai rapid decât situația sau momentul în care ne aflăm acum prin virarea portului la capitalul social către SC Hale și Piețe, port la capitalul social care, așa cum bine știm cu toții, are o singură destinație, respectiv edificarea unei noi construcții pe platoul Halelor Centrale. Cu privire la declararea de utilitate publică a lucrării de care vorbim, din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, demersurile au fost făcute la nivelul Consiliului Local. Urmează ca direcția juridică a Primăriei Municipiului Ploiești să meargă mai departe în acest demers, în speță să se îndrepte către Consiliul Județean pentru a pune în practic hotărârea de Consiliu pe care noi am dat-o. Este interesul nostru, este interesul tuturor și încă o dată îmi exprim nedumerirea de ce această situație cineva simte nevoia să o țină în acest stand-by de un număr de ani și de ce în momentul sau în premisa în care pentru prima oară poate avem o decizie politică sigur a PSD-ALDE, avem bani alocați, totuși această sumă de bani nu merge către cel care poate să inițieze demersurile, respectiv Hale și Piețe, pentru a iniția aceste demersuri. Primarul spune că nu puteți demara niciun fel de licitație, nici pentru demolare, nici pentru construcția noii piețe, pentru că nu s-a lămurit situația juridică. Deci dacă... Cum răspundeți concret? Păi, în mod concret, aportul la capitalul social este o chestiune cu totul și cu totul diferită de, eu știu, percepția că aloci niște bani pentru realizarea unei investiții într-un termen foarte rapid. Aportul la capitalul social este o procedură prevăzută de legile care gestionează sau reglementează activitatea societăților comerciale și este o hotărâre de Consiliu care stabilește efectuarea acestui aport la capitalul social. O astfel de investiție nu se poate face de pe o zi pe alta. Nu este precum o achiziție pe care poți să o faci foarte rapid. O astfel de investiție nu o poți porni decât pornind o procedură de licitație în vederea executării lucrărilor. Nu poți să pornești procedura de licitație dacă nu ai suma de bani asigurată. Corect, dar primarul insistă și spune că, domnule, nu e lămurită situația juridică și noastră nu puteți demara o licitație. O puteți demara sau nu? Licitația, pe lege. Licitația se poate demara în momentul în care dai ordinul de începere, este cu totul și cu totul alt aspect. Adică ordinul de începere pentru lucrarea pentru care tu ai făcut procedura de licitație, îl poți da la momentul în care sunt clarificate toate aspectele. Cert este că orașul are nevoie de o piață nouă. Cert este că cetățenii s-au săturat de această oribilă pată rușinoasă pe imaginea Ploieștiului, pe care o reprezintă actuala piață a Halelor Centrale. Iar cei care administrează orașul ar trebui să renunțe la neînțelegeri, la campaniile electorale începute prea devreme, la aruncarea pisicii în alte curți și să facă ceva cu adevărat pentru cei care i-au ales.